Iarna se încăpățânează să vină mai repede în Argeș și a albit culmile muntoase din nordul județului. Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1800 de metri, au fost acoperiți cu un strat de zăpadă de aproximativ 5 cm. Pe Transfăgărășan, stratul de zăpadă măsoară 3 cm, iar din acest motiv, turiștii sunt sfătuiți să se echipeze corespunzător pentru această perioadă. În munții Făgăraș, la altitudini mai mari de 1700 de metri, s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ 4-5 cm. Vântul suflă moderat, iar vizibilitatea este scăzută. Recomandăm turiștilor care vor să meargă pe munte în această perioadă să nu plece la dune echipați corespunzător sezonului de iarnă. Specialiștii spun că nu este o surpriză faptul că zăpada a căzut în această perioadă, fiind situații în care prima zăpadă a fost prezentă pe munții argeșeni încă din prima jumătate a lunii septembrie.